Noi am avut speranța că magistrații vor lua în considerație argumentele avocaților și vor analiza amănunțit faptele care, deși nu aveau o legătură logică și juridică în acest dosar, și vor pronunța o sentință de achitare în privința deputatului Vlad Filat. În aceste condiții, pe care le-ați văzut și voi, noi considerăm că această sentință nu poate fi una motivată și echitabilă, reieșind în considerentele că majoritatea probelor acumulate în acest dosar au probleme grave de admisibilitate și au fost acumulate cu erori de fapt și vicii de procedură. În acest dosar penal nu s-a făcut adevărata și pretinsa luptă cu corupția și acest dosar, așa cum am mai spus, nu are nicio legătură cu frauda bancară. Noi catalogăm mai degrabă ca fiind o infracțiune contra justiției și o crimă contra adevărului. Ce ține de sentință? Noi considerăm că această sentință de condamnare este una politică. Ea a fost pusă la cale printr-un spectacol foarte bine regizat, ca până la urmă Vlad Filat să fie exclus de pe arena politică a Republicii Moldova. S-a întâmplat într-un caz asemănător, acum câțiva ani în urmă, în Georgia, unde fostul prim-ministru al Georgiei, domnul Merabeșvili, a fost arestat ilegal, a fost exclus de pe arena politică și iată că pe 14 iunie 2016, fostul premier a obținut câștig la cerere. Noi suntem siguri că și Vlad Filat va obține câștig la CEDO și vom demonstra că, de fapt, scopul acestui dosar a fost înlăturarea de cariera politică a lui Vlad Filat și distrugerea personală, dacă vreți. Da. Cine ar avea asemenea scop și de ce? Permiteți să-mi spun până la capăt, după care vă spun. Este evident că și Vlad Filat, ca și orice om, a admis anumite greșeli. Însă, aceste greșeli nu pot fi încadrate într-o răspundere penală. Și răspunderea penală care a fost aplicată și pedeapsa penală care urmează la Curtea de Apel să fie definitivată au fost absolut ilegale. Acestea contravin legalității incriminării și legalității sancționării. Pe parcursul întregului proces au fost încălcate mai multe principii fundamentale, cum ar fi prezumpția nevinovăției, publicitatea ședințelor de judecată, dreptul la apărare și, în special, dreptul lui Vlad Filat de a avea parte de un proces echitabil și dreptul lui de a cita și audia martorii în aceleași condiții ca și martorii acuzării. Și nu în ultimul rând, tratamentul inuman de care a avut parte Vlad Filat. Noi în continuare credem că după dezbaterile care vor avea loc la Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, ulterior Curtea Europeană, în acest dosar se va face lumină și atunci cei care se facă responsabili, mă refer aici și la magistrați și la procurori, vor purta răspundere penală pentru faptele care le-au admis. Pentru că în acest dosar au avut loc mai multe crime, printre care chiar și pronunțarea unei sentințe ilegale, reținerea și arestarea ilegală a lui Vlad Filat, determinarea lui Ilan Șor de a depune declarații mincinoase și multe alte încălcări care au avut loc în acest proces, referitor la confiscare. Ați auzit acea listă lungă pe care a pronunțat-o instanța de judecată. Noi credem că să admiți confiscarea casei domnului Vlad Filat, unde locuiesc copiii acestuia, fără un temei legal în acest sens, este o ilegalitate. Noi am cerut instanței, prin cerere,
să fie numită o expertiză pentru a stabili care este prejudiciul în acest dosar. Nouă ni s-a respins. Însă procurorul, la buna sa discreție, a solicitat confiscarea tuturor bunurilor fără careva temeiuri legale, fără ca aceste sume să fie cumva justificate. Și vreau să mă refer un pic și la renumitul martor Elon Shore. Noi le-am comunicat mass media referitor la acest personaj dubios și i-am spus că Elon Shore nu poate fi martor în dosarul lui Vlad Filat. Acest personaj a declarat, inclusiv în acest dosar, și a recunoscut că a săvârșit infracțiuni de delapidări de fonduri, fraude bancare, spălări de bani. Și necădând la acest fapt, acest învinuit sau acuzat este adus în fața magistraților în calitatea sa de martor. Ori asta este absolut ilegal. Nu se permite audierea în instanță a unei persoane în calitate de martor în privința căreia se investigează o infracțiune. Și iată că astăzi acest Elon Shore este reținut și arestat. Noi am spus în enumărate rânduri că Elon Shore a făcut un denunț calomnios și el nu avea niciun drept să vină în fața judecătorilor și să mintă încă o dată. Și vă aduc aminte acel autodenunț renumit cu care s-a început acest dosar. S-a vorbit despre 250 milioane dolari. Păi astăzi, în această sentință, o să regăsiți câteva bilete Avia, un ceas, câteva automobile, dar nu este vorba despre acea renumită sumă care a fost cerută pentru ridicarea imunității deputatului Vlad Filat. În concluzie, ce ține de Elon Shore? Noi credem că de acum înainte, Elon Shore va trebui să poarte răspundere nu numai pentru infracțiunile care le-a comis, dar și pentru infracțiunea de denunț calomnios care a făcut-o împotriva lui Vlad Filat. Deoarece, datorită acestui denunț, a fost distrus o persoană, a fost exclus practic din arena politică și a fost distrusă viața personală. Spuneați că totul are scopul de a-l exclude pe Vlad Filat de pe arena politică. Cine ar face asta și de ce? Știți, în aceste condiții, unica probabil soluție în care trebuie să credem este timpul. Se va scurge timpul și toate vor ieși la suprafață. Ca să fie clar, despre ce casă este vorba mai înțeleg? Unde se află casa? După ce o să analizăm sentința, o să vă dăm mai multe detalii, deocamdată doar atât. Judecătorii au admis toate bunurile să fie confiscate, cele cerute de procuror? Din ceea ce am auzit și eu, împreună cu voi, înțeleg că a admis toate bunurile cerute de procuror. Ce sumă? Despre ce sumă este vorba? Nu pot să mă pronunț asupra sumei exacte, deoarece trebuie cumulat. Spuneați că veți obține, că veți ajunge la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Excludeți din start o altfel de sentință la Curtea de Apel și la Curtea Supremă? Noi suntem siguri că cel puțin la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului vom obține câștig pe fond și vom reveni asupra acestui proces care va fi revizuit. Procurorul spune că mai are în investigare o altă parte a dosarului și acolo sunt mai multe acuzații de alte infracțiuni. Dumneavoastră ați făcut cunoștință cu aceste acuzații? A fost audiat domnul Filat pe marginea acestei părți a dosarului? Referitor la această parte de dosar, eu consider că este așa renumită strategia acuzării în ghilimele, pentru că timp de 8 luni, Vlad Filat niciodată nu a fost invitat pentru a face declarații pe marginea celor materiale care se află la procuratură. Credeți că nu există? Respectiv, sau aceste materiale sunt insuficiente, sau ele nu există în genere, pentru că disjungerea unor episoade din dosarul penal și expedierea lor în judecată, așa cum s-a făcut în iarna acestui an, a fost iarăși o încălcare gravă a normelor procesale penale. De aceea eu cred că acele materiale nu este altceva decât spiritul de procuror. Ce a declarat astăzi domnul Filat în cadrul ședinței? Despre ce a vorbit domnul? Vlad Filat a avut un discurs foarte bun și emoționant, aș spune.
Însă, în concluzie, probabil aș putea spune următoarele. Dumnealui a chemat judecătorii să se implice atent în analiza celor fapte din dosar și a explicat că el nu-și dorește o execuție publică, el își dorește simplu o ședință publică. Dacă totuși există o sentință, chiar dacă la prima instanță, când acest dosar ar putea să fie public, așa încât toată lumea să vadă argumentele proprii? Noi sperăm că deja la curte de apel ședințele vor fi publice. Dar urmează totuși instanța să decide dacă îl fac public sau nu. La curte de apel va decide instanța, evident că noi vom cere în continuare să fie publice, da. La curtea de apel veți cere achitarea? Sau o pedeapsă mai bună? Trebuie, trebuie să înțelegeți că, în primul rând, prezumpția nevinovăției a domnului Filat încă nu s-a spus. Noi, în continuare, credem că dumnealui este nevinovat. Și așa cum am zis, a admis anumite greșeli, însă aceasta nu este infracțiune. Pe ce fel de greșeli dumnealui a admis? Și sunt sigur că până la urmă adevărul va triumfa și la ce dosar. Domnul, că totuși altceva? Greșeli a admis domnul Filat. Am spus mai devreme. Nu, dumneavoastră nu a spus, așa că... Altă întrebări aveți? Dar totuși ce greșeli a admis domnul Filat? Dumneavoastră, atent, nu, dumneavoastră nu a spus și de aceea... Vreți să repet faza? Vă rog. Deci am zis în felul următor, că Vlad Filat a admis anumite greșeli, însă acestea nu se încadrează în răspundere penală. Despre ce greșeli? Și pedeapsa și răspundere penală au fost aplicate cu încălcarea principiului de legalitate a incriminării și al sancționării. Ce greșeli recunoaște tot acestea? Acestea este tot ce am vrut să vă spun, altceva? De când începe să încălcare pedeapsa? De când se calculează? Deci nu începe de astăzi? Sau trebuie să citim sentința și după aia o să vă spun. Deocamdată ea nu este definitivă, urmează curtea de apel. La curtea de apel când urmează scurtul? Cel târziu în 15 zile. Mulțumesc! La revedere!